Biserica Colțea este unul dintre lăcașurile emblematice ale capitalei, fiind situată în imediat apropiere a pieței Universității. Poartă hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfânta Parascheva. Cu 550 de ani în urmă, dacă ar fi să luăm după atestarea documentară a orașului București, aici era nordul târgului, marginea, periferia de nord a capitalei noastre de astăzi, unde erau domeniile familiei Doicescu, Colțea Doicescu. Evident că familiile boierești aveau bunul obicei ca înainte să își pună umărul și să sprijine apariția unei așezări, construiau o biserică pretutindeni în spațiul românesc, mai ales în zonele mai populate, cum era și acest târg al Bucureștilor. Drept urmare, prima biserică a fost de mai mici dimensiuni și construită din lemn de către Colțea Doicescu, undeva în veacul al XV-lea. Cu binecuvântarea mitropolitului Teodosie, spătarul Mihail Cantacuzino a ridicat mai întâi biserica, care a fost numită și Mănăstirea Trisfetitele. Au fost construite apoi casele din jur în care a funcționat o școală între anii 1704-1707, spitalul cu spițerie. Ctitorul a înzestrat cu toate cele trebuincioase mănăstirea, printre care și mai multe moșii. Având fonduri importante, în așezământ s-au putut ridica 3 paraclise. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea a fost construit și turnul Colței. Acesta era cel mai înalt edificiu al vremii, care a slujit drept clopotniță cu ceasornic, dar și ca foișor de foc. A fost demolat în 1888 pentru lărgirea bulevardului. De-a lungul timpului, biserica a suferit modificări, iar în anul 1770 a fost adăugat un al doilea pridvor, de mici dimensiuni, înlăturat mai târziu. După cutremurul din 1838, biserica a fost reparată și repictată. În 1871, pictura veche a fost acoperită de una în ulei de către Gheorghe Tătărescu. Reparațiile ulterioare au arătat însă că, sub tencuiala exterioară, există urme de pictură în frescă, atribuite zugravului Pârvu Mutu. Biserica a fost avariată în timpul bombardamentelor din 1944 și consolidată, 5 ani mai târziu. În ultimii ani ai regimului comunist s-a încercat restaurarea capitală a lăcașului, dar șantierul a fost închis de autorități. Amplul proces de consolidare și conservare a început de-abia în 1996, beneficiind de aportul unor reputați specialiști. Biserica a fost proiectată respectând formele deja consacrate ale arhitecturii muntene, dar și gusturile spătarului Cantacuzino, cunoscător al artelor. Este de plan triconc, turlă pe naos și turn clopotniță pe pronaos. Separarea dintre pronaos și naos este realizată prin arcade pe stâlpi octogonali. Observăm lucruri foarte interesante. În ornamentica exterioară sunt detalii cu ornamente vegetale. Așa cum și la Trei Ierarhi în Iași, este singurul model păstrat cu ornamente exterioare în basorelief, fiind practic modele ornamentale de inspirație maură, deci preluate din spațiul oriental pentru încântarea ochiului. Drept urmare, vedeți că este un balans ornamentic pentru exterior foarte tolerant și care a preferat să ofere posterității și elemente de arhitectură diferită de ceea ce impun canoanele. Pe undeva, ctitorul era cel care nu determina, că erau lucruri de respectat, erau rigori peste care nu puteai trece, dar pe unele elemente de ornamentică exterioară sau de formă arhitecturală a bisericii puteau interveni, evident și forța financiară avea un impact important. Fațadele bisericii, simple și tencuite, prezintă brâul în torsadă, după modelul moldav. Formele arhitecturale erau odinioară accentuate de cele picturale, dintre care se mai păstrează astăzi doar vagi contururi.
Primele încercări de conservare a patrimoniului religios au fost făcute în anul 1859, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Golescu, pe atunci ministru al cultelor, a înființat o comisie pentru cunoașterea și studierea monumentelor bisericești ale țării. Din această comisie, condusă de Alexandru Odobescu, mai făceau parte Cezar Boliac, Dimitrie Papazoglu și Alexandru Pelimon. Ei au fost trimiși în teritoriu chiar în anul următor, repartizați pe județe, pentru a studia situația mănăstirilor și bisericilor. O nouă etapă s-a parcurs în 1864, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în cadrul unui regulament pentru Muzeul de Antichități, aprobă înființarea unui comitet arheologic. Acest comitet avea, între altele, sarcina de a asigura buna stare a monumentelor naționale de orice natură și a lor nealterare și restaurare. Rezultate practice însă au fost puține. În 1874, Vasile Boierescu, ministrul cultelor și instrucțiunii publice, reluând ideea unui proiect de lege mai vechi, propune un regulament asupra Comisiunii Monumentelor Publice. Acesta a fost promulgat la 6 aprilie. Drept urmare, în același an, noul ministru al cultelor, Titu Maiorescu, a înființat o comisiune condusă de Alexandru Odobescu. Această structură avea o sarcină precisă trasată de domnitorul Carol I, restaurarea mănăstirii Curtea de Argeș. Se înființează astfel un serviciu de restaurare autonom, condus de arhitectul francez André Lecomte de Nuit. Acesta din urmă restaurează în mod nefericit mai multe lăcașuri, printre care mănăstirea Curtea de Argeș și Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Alte edificii, precum a fost cazul mitropoliei din Târgoviște, au fost demolate și reconstruite complet. Spiru Haret, secretar general la Ministerul Instrucțiunii în 1885, constată o serie de abuzuri. De aceea îl roagă pe Grigore Tocilescu să redacteze un proiect de lege pentru a împiedica pe viitor cel puțin vandalismul cel mare contra monumentelor istorice. A trebuit însă să mai treacă încă 7 ani până ce, în martie 1892, Tache Ionescu, ministru al Instrucțiunii Publice, propune prima lege pentru conservarea și restaurarea monumentelor publice, promulgată prin decret regal la 17 noiembrie în același an. Legea prevedea și înființarea unei comisiuni a monumentelor publice. Aceasta își va lua încă de la început titlul de Comisiunea Monumentelor Istorice. Comisiunea avea ca sarcină, în primul rând, să întocmească un inventar al tuturor edificiilor și obiectelor vechi din țară, care prezentau interes istoric sau artistic. Inventarul trebuia să fie revizuit din 5 în 5 ani, iar monumentele odată înscrise nu mai puteau fi dărâmate, reparate sau restaurate fără autorizație. Aceasta era dată de Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, după avizul Comisiunii Monumentelor Publice. La început, un organ pur consultativ, fără autoritate efectivă, comisia va deveni, mai ales după anul 1902, un organ central foarte eficace. Cu sprijinul ministerului, al bisericii, dar și al oamenilor de cultură, au putut fi salvate și restaurate o mare parte dintre lăcașurile de cult. În perioada interbelică, Apostolul a fost una dintre cele mai cunoscute publicații bisericești. Curierul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din București a fost publicat la inițiativa Patriarhului Miron Cristea, în București, începând cu 1 ianuarie 1924.
În perioada 1924-1940 apărea de două ori pe lună, iar între 1940-1941 lunar. Începând din aprilie 1940 și până și-a încetat apariția în 1941, și-a modificat formatul cu subtitlul Revista Arhiepiscopiei Ortodoxe a Bucureștilor. Redactarea publicației a fost asigurată la început de secția culturală a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pentru aproape 2 ani, până în 1926, cel care a coordonat ziarul a fost Tit Simetrea, viitorul mitropolit al Bucovinei. Ulterior, ziarul a fost editat de mai mulți preoți din cadrul sectorului cultural al Arhiepiscopiei. Apostolul era împărțit în două secțiuni. Astfel, exista o parte oficială, unde se publicau circulare, hotărâri sinodale, pastoralele și informații de actualitate bisericească. Cea de-a doua parte, neoficială, cuprindea texte cu un caracter misionar pastoral, cronici interne și externe, predici și recenzii.